Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noua săptămână a lunii martie va continua parțial tendințele pozitive din perioada anterioară, în special în ceea ce privește succesul creativ, comunicarea productivă și realizările științifice. Tranzitul soarelui prin semnul peștilor va pune accent pe probleme de viziune asupra lumii, filozofie, psihologie, religie, credință și valori. Este posibil ca mulți dintre noi să se confrunte cu alegeri conceptuale, idei, scenarii de viață, obiective, precum și revizuirea vechilor credințe și interese. În orice caz, alegerea va trebui făcută înainte de sfârșitul coridorului eclipsei, care se va încheia cu eclipsa de soare din aprilie. Cei care nu s-au hotărât asupra pozițiilor vor avea o perioadă destul de dificilă în următoarele șase luni, din moment ce timpul care urmează va fi loial celor convinși și intenționați, fără îndoieli și ezitări puternice. Majoritatea reprezentanților cercului zodiacal vor fi puternic influențați de conjuncția Soarelui și Neptun în a doua jumătate a săptămânii, din punct de vedere al afacerilor. Această perioadă reprezintă o amenințare la adresa sectorului financiar, în care ar trebui să ne ferim de fraudă, înșelăciune, implicare în scheme opace sau intrigi, dar aceasta este o perioadă bună pentru a începe implementarea de noi proiecte sau idei, deoarece inspirația și înțelegerea pot aduce lucrurile mai departe în mod semnificativ, același lucru este valabil și pentru proiectele început anterior, vor exista oportunități excelente pentru implementarea sau finalizarea lor cu succes. Pentru pești, conjuncția dintre Soare și Neptun este periculoasă din cauza imersiunii în iluzii sau a unei percepții nerealiste asupra mediului înconjurător, a colegilor de muncă și a situației financiare, dar cei a căror profesie este legată de artă și creativitate vor avea ocazia să creeze ceva unic, să devină celebri, să câștige popularitate și recunoaștere. Racii și scorpionii vor fi cufundați în procesele globale care au loc în lume, iar unii reprezentanței acestor zodii de apă s-ar putea găsi printre cei care inițiază schimbări. Conjuncția Soarelui și Neptun va afecta și starea emoțională a multor reprezentanți tipice elementului Pământă Taur, Fecioară și Capricorn. Stabilitatea psihologică obișnuită acestor semne poate fi perturbată de atacuri de melancolie sau tristețe, o schimbare bruscă a gândirii și a activității. Cei care au un istoric de boală cronică dărnic pot prezenta probleme minore de sănătate, retenție de lichide în organism, umflare și deteriorarea bunăstării, poate fi de ajutor fie să luați medicamente preventive în avans, fie să vă adaptați stilul de viață către unul mai sănătos și mai activ, gemenii, balanța și vărsătorii tipici pot avea nevoie de ajutor psihologic sau sprijin prietenos în ceea ce privește problemele vieții personale, comunicarea sau relațiile de familie, berbecul, leul și săgetătorul vor tinde să perceapă prea nerealistă latura romantică a vieții, adică noi fani, parteneri sau relațiile cu ei, care ulterior vor provoca dezamăgiri. Se recomandă să fii mai practică, acordând prioritate rațiunii și logicii, și să pui la îndoială sentimentele și emoțiile. Pești, racii și scorpionii pot începe în mod neașteptat romanțe sau relații secrete, sau pot fi purtați în mod neînțelept în detrimentul atașamentelor serioase existente. În perioada conjuncției Soarelui și Neptun, Iubirea ideală apar adesea între bărbați și femei. Depinde multe de horoscopul vostru personal, adică de poziționarea lui Iuno pe astrogramele voastre natale, precum și de caracterul și credințele voastre. Reprezentanții semnelor de apă și aer vor avea ocazia să îmbunătățească relațiile cu copiii spre unele mai apropiate și mai de încredere. Implicarea în urmașilor și petrecerea timpului împreună vor aduce multă plăcere semnelor elementelor foc și apă. Acest lucru nu numai că va face familiile mai puternice, dar va fi începutul unor activități și hobby-uri creative interesante pentru familie. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!